Out of the Box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați revenit la Out of the Box și să spunem La mulți ani România și La mulți Anca. ani românilor. Sper că ați petrecut frumos. Iar în această duminică trebuie să vă oferim un profil al nostru. Eu sunt Cătălin Striblea. Invitatul meu permanent este Laurent Balint, om de marketing om care ne pune la încercare ideile, lucrează în publicitate, autor a mii de campanii publicitare, dar și profesor la diverse instituții de învățământ de-a lungul anilor. Salutare, Boții! Salut, Cătălin, și la mulți ani române! La mulți ani, încă o dată. Vorbim așadar despre profilul, sau cum să definesc, profilul nostru, nu? Ce credem noi că ar fi România. ce tipologie de fapt are da, Astăzi ne-am ales un subiect uh, interesant, uh, practic care credem noi că ar fi rolul României în lumea actuală, o lumea globalizată, o lume în care uh, dintr-o dată nu mai stăm așa închiși într-o cutiuță în cutiuța mm -hmm. noastră, ci uh, suntem parte dintr-o familie uh, mult mai mare și dacă de obicei foloseam date de la colegii mei din Publicis Group de la divizia Data Intelligence, astăzi am venit cu un studiu al concurenților noștri de la McKinsey World Group, care s-a uitat un pic la Europa și perspectivele cetățenilor europeni asupra lumii și asupra modului în care țara lor, rolul pe care țara lor îl va avea în lume. Și au făcut studiul public, și foarte, foarte interesant dintre toate națiunile studiate de ei, noi ne-am ales cumva sau considerăm că rolul nostru va fi de victimă. Rolul nostru este de victimă? Așa percepem noi, da. Deci, într-o lume globală, noi suntem victima. Ce A. interesant. Cum? Miorița. Este miorița, perfect. Da. Este perfect, este miorița. Este și asta este pentru mine tot timpul așa un punct care scoate din mine. Da. Ce înseamnă victimă? Înseamnă că. Toată lumea ne vrea răul. Da. Da? Că oamenii care vin aici, străinii care vin, vin cu gânduri rele. Că, că în... nu prea avem un cuvânt de spus. Da. Că și... om, ni se întâmplă lucruri. Ni se întâmplă lucruri mm -hmm. și că într-o competiție de oricare tip ar fi ea, noi suntem cei dezavantajați. Așa cum spune de fapt întreaga noastră istorie, nu? Că am fost aici la răscrucea imperiilor și că în timp ce vestul construia catedrale, noi ne luptam cu turcii. Cu toate acestea, diferit, români de-a lungul timpului au reușit lucruri fabuloase. Nu cred că Brâncuș s-a uitat și a zis, mamă, eu sunt victimă, sunt în partea asta de lume, n-am absolut nicio șansă, sau alți mari oameni pe care i-a dat România. Dar ca societate, dacă stăm să ne gândim că noi avem în societate o segment foarte, foarte important de analfabeti funcționali. Oameni care nu reușesc să înțeleagă lucruri dincolo de lucrurile mm -hmm. pe care le trăiesc. Practic, se uită în jur, învață din stânga în față din dreapta și tot restul li se întâmplă. Și tot ce vine bun este că au reușit ei să facă și tot ce este rău pentru că nu are cineva ne vrea rău. Ceea ce este interesant pentru că suntem singura națiune dintre cele studiate care se vede și se uită așa. Și tu ai avut o observație foarte corectă zilele trecute când am discutat despre subiect. Franța, Marea Britanie și Turcia. Așa, aceste trei țări care au fost imperii. Exact. Cele... Cel, mai, cel mai întâlnit răspuns a fost acela de lider. Noi suntem lideri. Deci oamenii, oamenii se văd, se, văd lider, lider. se doresc lider. vor să fie uh, lider. Și este foarte interesant. Am avut o discuție zilele trecute sau săptămâna trecută cu un coleg din agenție tânăr de 22 de ani. Noi uitam la o reclamă la detergent de vase din Turcia în care era uh, ceva foarte simplu. Și zicea, pentru prima dată în lume, brandul nostru X, brand global, are ingredientul Y. În Turcia. În Turcia. În Turcia. Și, Și am zis, zic, păi, în România n-am putea să asta, dar ar fi greșit să facem asta, pentru că noi nu vrem să fim prima dată. Pe ce noi suntem lor Adică cobai, ai mai ajuns noi cobai să testeze pe noi ingredientul, ori turcii vor să fie primii, ei vor să deschidă drumul, vor să dea tonul. Ce interesant e ca atitudine. Noi avem, de exemplu, aici o situație pe care am discutat-o anul trecut, este vorba, ca să vorbim punctual, de mini-reactoarele nucleare care ar putea să fie instalate în România. Și mă rog, e o întreagă procedură și exact aceasta e reacția. Păi ce, noi suntem cobai? Asta este. Și îmi spui că în alte țări, Oamenii. Oamenii. să fie primi. Asta așteptarea primii. lor de la societate, așteptarea de la guvernanță, așteptarea de la mm -hmm. ei înșiși. Este, trebuie să fim primi. primii. Interesant. Primi. Deci, Franța, uh, Anglia și Turcia, țările imperiale de-a lungul secolelor, au atitudine de lideri. Lider, da? Da. Oamenii care conduc. Ce mai avem? Uh, de, atenție, uh, este foarte important pentru că tot ceea ce discutăm noi aici generează și comportamente. Pentru că dacă tu. Zici, a, uh -huh. pentru eu oricum sunt victimă, dar mine oricum orice aș face. Uh, și atenție, toți suntem parte din asta. Adică eu nu, nici pe tine, nici pe mine nu ne exclud da, din da, asta. Da. Suntem produsul societății noastre. Evident. Noi avem, cum avea și Ciobănașul din Miorița, uh, cu tremurul din București deasupra noastră. Știm că vine cu tremurul în București. Dar știm, da. adică nu e... este A venit momentul în care, în următoarea perioadă, mai scurtă sau puțin mai... Și ce facem ca societate? A, nu facem nimic. Nu facem nimic. Sau... Ciobănel a venit tu aia și ne-a zis Miorița Săraca, care este super personaj, mi se pare da. un super personaj, și zice, băi, ciubânel, vin, vină, dă în cap, fac, se pregătesc, este tot. Și tu da. zici, a, să ne uităm la stele, că să-i zici dacă cumva eu voi fi prins drumul următor cu să da. povestești că îi iubeam pe copiii mei și păi, făceam, dar na, asta a fost, așa mi-a fost scris, n-am avut nimic. Păi nicio reacție, nimic. A, a, și... Probabil că asta va fi și drama generației noastre, pentru că nu ne mișcăm, nu facem, când o să se întâmple, nu o să fie, mama am făcut tot ce am putut și atâta s-a putut și tot. Pe mine mă deranjează foarte tare cum se predă miorița în școală. Miorița ar trebui să fie răul principal și despre miorița ar trebui să vorbim. Și am avut o discuție cu ChatGPT, prietenul nostru, inteligență artificială. Și am zis, păi, chat, și mie despre Miorița, ce crezi, cum ești. Știa. tot. știa despre Miorița, știa bine, știa despre cât de importantă este în societatea noastră. Dar la un moment dat am făcut o observație și am zis, mie oaia mi se pare mai vitează decât ciobănașul și mai hotărâtă să lupte. Și reacția lui este interesantă această perspectivă asupra poveștii Miorița, în care oaia pare a fi mai curajoasă și hotărâtă să lupte decât ciobanul. Oaia Miorița alege să-și avertizeze stăpânul despre complotul celor alți doi ciobani, arătând empatie și loialitate față de el. Acest aspect poate fi utilizat pentru a discuta cu, cu, elevii despre diferitele moduri în care se manifestă curajul și hotărârea în situații dificile. Și faptul că curajul poate lua diferite forme și nu este necesar să fie neapărat personaj principal. Adică nu trebuie să fii primarul Bucureștiului po să fim o mioriță, una dintre uile lui uh, care să vină și să, uh, să aibă o reacție, presiune, să pună presiune și uh, tot. Uh, mai sunt lucruri. În momentul în care auzim la știri niște lucruri, noi le auzim diferit de francezi și de englezi. Adică dacă zicem o să vină inundații, pentru noi este ha, pf, au venit o ne inundații, da? o nenorocere ne-a fost, A, mamă mea, ok, hai să mai bem o e, vine, vin inundațiile. Cu totul altfel reacționează oamenii aceștia. Păi, ok, atunci trebuie să ne facem temele, trebuie să ne gândim cum putem să ne protejăm mai bine și hai să ne punem mâna să construim diguri. Diferență uriașă de atitudine. Și faptul că suntem parte din familia europeană, faptul că acum tinerii noștri învață iarăși, cum au învățat generații din... care au schimbat România în secolul XIX și la începutul secolului II, sper eu să vedem schimbare. Te aduc înapoi, nu mai răspuns la întrebare. Cum sunt celelalte state? Că am vorbit de România și de liderii imperiali. E, mai zim și alte. E un tăti. rol interesant, mi se pare, al Germaniei, pentru că uh, și germanii și suedezii se văd uh, ei ca fiind binefăcători. Adică binefăcători. o societate care să facă bine în jur. Ce uh, e interesant! Adică prin lor, prin lucrurile pe care le generează, prin uh, lucrurile pe care le creează, le produc, să beneficieze mult mai multă lume uh, nu doar ei. În același timp, întrebați de cetățenii din țările europene studiate care este țara pe care o văd ca țara care să dea tonul în Europa. Majoritatea respondenților, inclusiv cei români, au indicat, au indicat Germania. Deci toți ne uităm la Germania ca dând tonul în deși, Europa. Și, deși liderii se văd Franța, Anglia și Turcia, noi percepem restul panese, Europei. Exact percepe pe germani drept lideri. Și da. probabil că se și comportă și au o influență mare în regiune, mai ales că multe dintre țările studiate aici sunt din estul Europei, adică vorbim în special de New Europe. Să vedem da. că foarte multe dintre țările care apar în uh, sondajul acesta făcut de machen, uh, își acordă rolul de, cum să le zic, follower, deci urmăritor, da, cei care urmează. Adică. Uh -huh. Astea sunt și italienii, și olandezii, știu eu, tot felul de nații europene, ungurii, de exemplu, spună, noi suntem urmăritori, uh -huh. adică ne dă cineva tonul, respectiv, probabil Germania, nu? A, așa, și noi cam urmăm. Da, și noi urmăm și sprijinim, adică suntem alături, urmăm agenda și avem un rol în care avem și noi inițiativă, nu dăm noi tonul, dar avem inițiative, avem un cuvânt de spus. Și nu acceptăm pur și simplu că, băi, asta se spune. Adică să fii urmăritor nu înseamnă că accepti unul la unul. Cu ce concluzie plecăm de ziua noastră națională, Loran Balint? Păi, dacă ne uităm un pic la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, trebuie să începem să conștientizăm faptul că băi, nu ni se întâmplă. Ele se întâmplă, dar nu că ni se întâmplă. Și că noi putem să influențăm uh, ceea ce se întâmplă în jurul nostru și putem să jucăm uh, uh, un rol. Și că trebuie să schimbăm la nivel național și mentalitatea, uh, nu doar infrastructura și uh, uh, proiectele. Vați proiect, de, v-ați proiect de ziua națională, dar dacă nu v-ați prins, fix asta facem cu programul ăsta. Să știți că, de fapt, asta e ideea când vă spunem în fiecare duminică. Vă punem la încercare credințele, miturile, prejudecățile, întrebările și vă dăm răspunsuri neplăcute sau neașteptate. Așadar, la mulți ani și pas cu pas renunțăm la chestiunea asta cu victima, nu? Pas cu pas? Pas cu pas, da! O, aleo, e greșit! Încă o dată la mulți ani la și multe. spor la treabă! Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.